mai departe, pentru că am întârziat cam cu vreo 15 minute, dar e vina mea, nu a dumneavoastră. Să-l invităm pe Ionuț Georgescu, antreprenor și expert peste 10 ani de activitate în managementul deșeurilor de ambalaj. Înainte să devină antreprenor, a condus, supravegheat și coordonat proiecte de mari dimensiuni, atât în sectorul public cât și privat. Este fondatorul grupului de companii FEPRA, care sprijină companiile din România în a-și îndeplini obiectivele de sustenabilitate și în tranziția lor către economia circulară. Domnul Georgescu este invitat să abordeze tema complementarității dintre sistemul de garanție returnare și OIREP în crearea unui cadru eficient de management al deșeurilor de ambalaje pentru tranziția către economia circulară. Vă rog! Vă mulțumesc mult! În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care ne ascultă astăzi și sunt alături de noi, vorba aia de circa deja o oră și ceva, și sper să mai stea cu noi. Aș începe așa cu câteva cuvinte, vorba aia, da, într-adevăr sunt de peste 10 ani, cred că fac 15 ani anul ăsta de când m-am descoperit deșeurile și, cum a spus și Radu, te îndrăgostești încetul cu încetul de această zonă. Dar depinde și dragostea asta, se zicea că dragostea ține doar 3 ani. Să vedem cât o să mai țină dragostea cu deșeurile în situația de astăzi. Dar să fim și pozitiv, în ultimii ani avem un lucru bun în deșeuri. Dacă din 2015, să zicem, au apărut niște mici probleme în zonă, sau au apărut, s-au pus pe tavă, s-au scos la iveală anumite probleme ale sistemului de management al deșeurilor, prin anumite trasabilități fictive din zona de reciclare, în ultimii ani, cel mai frumos lucru pe care putem să-l avem este, pe cuvânt, SGR-ul. De ce? Pentru că este chiar un sistem care reprezintă voința producătorilor. Pentru că nu trebuie să uităm, vorbim de responsabilitatea extinsă a producătorilor, nu altcuiva, nu a statului, nu a cetățeanului, este vorba de responsabilitatea producătorului și care au decis, după ce au văzut ce se întâmplă în România, au văzut cât de bine merge colectarea separată și nu selectivă. Aici fac un punct, o notiță, să nu mai folosim poate cuvântul de colectare selectivă, că nu facem selecție mentală a deșeurilor, ci le separăm, colectare separată. Revenind, sistemul de garanție returnare este cel mai bun lucru care se întâmplă. Aș adăuga un singur lucru aici. E un proverb, nu e un proverb, e un citat dintr-un președinte renumit care spune în felul următor: "The worst words in English language are I'm from the government and I'm here to help you." Mă întreb într-adevăr cum arată responsabilitatea statului în sistemul garanției returnare, dar o să aflăm asta în următorii ani și să vedem ce își asumă statul într-adevăr prin Ministerul Mediului ca acționar într-un sistem al producătorilor acest exemplu. Dar poate își va realiza statul că n-are ce căuta acolo și că acum cu refacerea HG-urilor, cine știe, poate se retrage și dă seama pe ultima sută de metri. Dar revenind, în ultimii 15 ani, și noi facem 15 ani de când am intrat în Europeană, în ultimii 15 ani am învățat ce înseamnă să facem reciclare și managementul deșeurilor de ambalaje. Ar fi mai multe categorii de deșeuri, de care și Radu a vorbit puțin mai devreme, și aici cred că lista, dacă ne apucăm să punem pe tablă problemele din sistem, cred că nu avem pix de cretă destulă. Dar revin la partea de ambalaje. SGR-ul rezolvă 30% din aceste ambalaje și le rezolvă într-adevăr, le va rezolva încetul cu încetul la un nivel extrem de ridicat, peste 90%, eficient în timp, nu e o investiție ieftină și aici probabil că business planul va fi pe 10-15 ani, ceea ce un business plan pe 10-15 ani în România e într-adevăr tensiune cum va funcționa și cum va fi implementat. Eu mă întreb acum ce rămâne pentru restul de 70%. Și aici trebuie să ne uităm în ceea ce consumăm noi ca cetățeni români.
Iar FEPRA încearcă să se uite pe întreg lanțul de responsabilitate. Noi la FEPRA încercăm să spunem că, într-adevăr, vrem să implementăm un sistem de economie circulară în care să sprijinim și producătorii și ceilalți actori din lanț să colaboreze și să își atingă obligațiile și țintele de sustenabilitate, pentru că toți din marea parte din lanț își doresc, cetățenii își doresc. Și deși am mai auzit puțin mai devreme o declarație că cetățenii nu ar ști sau nu ar ști cum să recicleze, ce să recicleze, putem să punem la dispoziție oricând un sondaj de anul trecut, acum un an și jumătate, când ne arăta că cetățenii români chiar știu și chiar vor să facă și chiar sunt dispuși să plătească puțin mai mult și sunt dispuși să plătească puțin mai mult numai pe cineva să colecteze deșeul, sunt dispuși să plătească chiar și pe un produs cu un ambalaj sustenabil, reutilizabil și așa mai departe. Deci cetățenii vor. Producătorii vor. Producătorii vor acum, dacă ne uităm în ultimii 5-6 ani, cred că au cheltuit peste 1 miliard de euro în sistemul de management al deșeurilor de ambalaj. Și multă lume poate se uită la acest 1 miliard de euro în ultimii 5-6 ani ca la borcanul cu miere. Nevăzând munca care trebuie să fie depusă pentru a strânge acele deșeuri și a le recicla. Pentru că acele deșeuri, 60% din ambalaje, ajung la populație. 40% se mai plimbă între companii, deșeuri de tip paleți, folie sau cartoane mari și așa mai departe. Dar peste 60% ajung la populație. Și când ne uităm la cele 50 de ADI-uri, asociații de dezvoltare intercomunitare, coordonate sub o federație FADI, vedem că în ultimii 5 ani, din 10 milioane de tone puse pe piață de către producători, primăriile au reușit să contribuie undeva cu circa, deci dacă ne uităm, v-am spus, 5 ani ori 2 milioane de tone, 10 milioane de tone de ambalaj puse pe piață, probabil că au strâns și ei undeva cam 300-400 de mii de tone în 5 ani. Deci sub 100 de mii de tone de deșeuri de ambalaj strânse de primărie și duse către reciclare. De ce? Pentru că în continuare, pe lanțul de responsabilitate, viciul este în zona de autoritate publică locală. Și repet, I'm from the government and I'm here to help you. Nu știu dacă primăriile vor reuși în următorii ani. Se uită într-adevăr către acest domeniu și ar dori să vadă. Acum văd plecând o parte din ambalaj, exact alea pentru care aveau anumite o valoare mai consistentă în sistem, și rămân cu alte tipuri de deșeuri de ambalaj cărora le va fi aproape imposibil să le recicleze dacă nu se implementează colectarea separată. Noi sperăm că primăriile își vor da seama de acest lucru și vor forța puțin realitatea în care trăiesc, în așa fel încât să se ducă în această zonă. Pentru că schimbările vor fi majore în perioada următoare. Aveam pregătite și niște cifre, dar nu cred că e cazul acum să aruncăm cu cifre așa foarte multe, dar cel puțin în zona sticlă de sticlă, PET și, așa cum se știe, în chenul de aluminiu, teoretic noi spunem că aceste ambalaje vor dispărea din sistemul primăriilor. Aș mai spuncta un singur lucru la final, pentru că am vorbit de responsabilitatea cetățenilor, de responsabilitatea producătorilor, primii doi care vor să-și o facă și unii chiar și plătesc pentru chestia asta. Am vorbit puțin de responsabilitatea primăriilor, din păcate, care nu-și fac treaba în această zonă și se plâng că nu ar avea nu știu ce. Teoretic au avut și fonduri europene de circa 1 miliard de euro și nu le-au folosit cum trebuie. Și cred că ar trebui să se uite mai mult la companii private care să implementeze colectarea separată și să lase puțin din mână acest subiect, care este destul de complicat pentru el. Și trebuie să ne mai uităm la celelalte responsabilități din sistem, pentru că vorbeam și de procuror de mediu. Ce să facă procurorul de mediu când sistemul de autorizare, care e baza
funcționării unui sistem de mediu, sistemul de autorizare de la ANPM funcționează așa cum îl vedem acum, în care apar societăți de colectare și reciclare a deșeurilor ca ciuperce după ploaie, în care chiar și domnul ministru se plângea mai devreme că a fost o societate, a terminat o discuție cu o societate care vine și cu care nu-și termină treaba până la capăt, poate are certificări, au apărut acum tot felul de certificări de produse din sticla de ambalaj, în loc să facem o altă sticlă nouă, ne-au apucat să facem ciment și bolțar și așa mai departe. Am aflat acum că în bolțar intră și PET în România și așa mai departe. Dar totul pleacă de la autorizare. Fără o schimbare majoră a sistemului de autorizare, nu vom putea vorbi niciodată de managementul deșeurilor în mod coerent. Să nu uităm de... Vă rog. Haideți să mai adăugăm o temă, pentru că a apărut o întrebare pentru dumneavoastră. Ce demersuri s-au mai făcut în ceea ce privește taxa pe plasticul nereciclat care trebuie calculată de la 1 ianuarie 2021? Cine și când o plătește? Păi cred că a răspuns domnul ministru mai devreme. O să aflăm undeva prin martie dacă Ministerul de Finanțe e dispus să plătească în continuare sau dacă Ministerul Mediului găsește niște fonduri, poate la AFM. Dacă până acum din sumele colectate pe deșeuri de către AFM s-au dus către panouri solare și către alte proiecte, poate acum se vor duce și către industria de reciclare, în așa fel încât să fie. Deci o să așteptăm să aflăm. În continuare, această taxă de plastic trebuie să vedem cum o privim. Este o sursă pentru bugetul Uniunii Europene, pentru că vorbim de bugetul Uniunii Europene, nu mai vorbim de bugetul național, sau este un instrument, așa cum taxa pe depozitare sau denumită în România extraordinar de frumos taxa pe economie circulară, la fel ar trebui să fie un instrument prin care să îmbunătățim reciclarea. Dar o să aflăm asta cum o să se întâmple. Aș mai spune și aș încheia cu un singur lucru. Cred că managementul deșeurilor este zona cea mai puțin tehnologizată și digitalizată zonă din economia internațională, nu numai românească. Transparentizarea, cine face, ce face, când face, de ce face, utilizarea tehnologiilor moderne și hardware și software, cred că ne-ar scoate mult mai mult la liman decât încercăm noi acum. Să avem GPS pe toate mașinile care transportă gunoi, așa cum există în străinătate, să avem o cameră video în spate care să vadă ce se introduce acolo și ce se scoate, ca să nu se mai oprească mașina de gunoi. Bă, poate cred că povesti și Radu cum se oprește mașina de gunoi a unui salubrist în curtea unui colector, scoate de acolo numai ce este reciclabil și pleacă după aceea și spune salubristului: a, n-am reușit, domnul, spuneți-l la primar că n-am, nu e colectare separată. Deci sunt multe de făcut. Cântare digitale pe fiecare mașină. Mulțumim. Am preluat și corecția selectării separate. Mulțumim pentru... Colectarea separată, da. Colectarea separată, așa. Revenind, o avem alături de noi și pe...